focar de infecție în Focșani, ANL-urile primăriei de pe strada Democrației sunt pline de igrasie și gunoaie, subsolurile băltesc de apă și din loc în loc cade tencuiala. Aproape zilnic, locatarii sunt nevoiți să cheme pompierii din cauza subsolurilor inundate. Oamenii au ajuns în culmea disperării. Le-am mai adus noi în stadiu normal, că nu pot, stau cu box acolo, mă duc la box, am ceva, miroase, face ca toate, mă duc, fac curățenie. Mi-am strâns, am făcut curățenie, deci o leacă de organizare au fost, toate le întreținim noi. Toate, deci centrala, dacă nu sunăm noi, nu veni cu nimeni. Murim aici de frig, de apă, de nu știu ce, e dezastru. Cine trebuie să răspundă de blocurile astea, nu vine, sau dacă vine, vine la cravată, da, e bine, a plecat. Dacă autoritățile nu dau o ceapă degerată pe problemele chiriașilor, unii locatari se complac și ei în această situație. Oamenii nu au făcut curățenie, mai mult au burdușit boxele de la subsol cu saltele uzate, mese și alte rebuturi. Alții încearcă să mai repare pe aici pe acolo, dar fără succes. Câțiva locatari spun că au sesizat primăria vara trecută, dar degeaba. Municipalitatea are însă o altă versiune. Nu știa, nu a primit sesizări. Colegul meu de la departamentul respectiv s-a dus la fața locului. Este un robinet defect și mi-a spus că urmează să ia legătura cu firma respectivă care face întreținerea. Acolo, din câte știu eu, este și o problemă de conduita celor care locuiesc. În boxele respective și-au lăsat o grămadă de gunoaie, mă rog, acolo se va interveni oricum. Sătui de vorbe și promisiuni, locuitorii din ANL-urile groazei încearcă să atragă atenția autorităților cu filmulețe și poze postate pe internet.